Mamă, mamă, cum arată. Aici e un fel de ferentari. Ia, 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 s-a lanceat. Mafioso! Bine, hai! In water! In water! Let's go! Poate mulți credeau că aventura noastră din America de Sud se va termina odată cu excursia în Ecuador. Ei bine, fraților, împreună cu Liviu am decis să facem cea mai mare nebunie din viața noastră și să venim direct în cea mai periculoasă țară din America de Sud. Suntem în Columbia, fraților. Cam așa arată totul aici, în Cartagena, și urmează să petrecem următoarele 24 de ore într-unul dintre cele mai periculoase orașe de aici din Columbia, bineînțeles și în Bogotá. Este foarte periculos, însă și aici am înțeles că lumea se ia de tine pe stradă, total diferit față de Ecuador. Foarte multe fete care vor de la tine, bineînțeles, doar bani și așa mai departe. Urmează să găsim, cine știe, și persoane care joacă fotbal, pentru că noi de fapt asta căutăm aici. Și vreau să vă susținerea voastră acolo forță, cu peste 10.000 de like-uri la acest video, credeți-mă, chiar mi-e frică de ceea ce urmează, așa că urmează să o luăm direct pe acolo. Ia filmează tu, Liviu, pe unde urmează să ne plimbăm în toată această zonă. Uitați-vă cum arată și în partea aceea, inclusiv la acea plajă de acolo o să mergem, nu știu dacă o vedeți, unde am înțeles că lumea la acea plajă sare pe tine. Pregătit, Liviu? Pregătit, da? Hai să vedem, let's go, coborâm. Gata, fraților, am ieșit. Pentru prima dată pe străzile din Columbia am mâncat vașgura voastră. Uitați-vă și voi cum arată pe aici. Totul este mult, mult mai diferit față de Ecuador. Uitați-vă și voi cum arată, cu foarte multă vegetație, foarte mulți palmieri și foarte multă lume pe stradă, vedeți? Ia uitați-vă, deja să ne salută, probabil ne cheamă la taxi. Da, taxi. Mamă, mamă, uitați-vă și voi ce e aici. Am mâncat fașgura voastră, cât de diferit e față de Ecuador. Ia uitați-vă. Prea frumos. Dar mi-e așa puțin, nu știu, parcă acum mi-e mult mai frică să filmez. Când am filmat în Ecuador, n-aveam nicio problemă. Aici pare că se uită așa toată lumea și e și destul de periculos. Poate să-ți ia telefonul din mână și așa mai departe. Ia uitați, cu pălăricul de toate. Hello, bro, thank you. No, no, no. No, brother, I don't need. Thank you very much. Thank you, thank you. No. Romania. Say hello, Romania. Oh, Romania, eh. Thank you, brother. No, no, thank you. Mă, fraților, nu mai scap de ei. Ia ce tare e ăsta, vedeți? Ăsta e să te plimbi cu el prin oraș. Cât de șmecher. Mergem acolo, ok. Mamă, ce nebunie, uitați și poliția. Peste tot poliție aici. Aolo, să vedem cum trecem noi strada. Am mâncat vașgura voastră. Să vedem cum trecem noi strada. Uite, vezi, de băieți ăștia mi-e frică de la colțuri de stradă. Am înțeles că ăștia ar fi periculoși. Hai să mergem să bem o cafea. Mergem aici la cafenea asta. Să bem și noi o cafea. Let's go. Și ce credeți? Până să ajungem aici în Columbia, a trebuit să ne oprim într-o altă țară, în Panama, unde acolo am stat câteva ore. O să vedeți acum câteva cadre din aeroportul de acolo, pentru că arată complet diferit. Și după doar 2 ore dormite, iată, ne ajungi și în aeroportul din Panama pentru prima dată în această țară, o altă țară frumoasă de aici din America de Sud. Și cam așa arată, fraților, aeroportul de aici, înconjurat de munți. Uitați-vă și voi ce peisaj frumos și oamenii sunt complet diferiți aici. Mi se pare că sunt complet diferiți față de Ecuador, însă noi ne continuăm aventura cu zborul direct către Columbia. Uitați-vă și voi, cât de diferit de tot. Hola. Băi, diferă mult rău de tot față de Ecuador. Bă, fraților, am ajuns în Columbia, uitați-vă și voi cum arată pe aici, cu totul diferit. Și l-am întâlnit pe un băiat, Dani. El este Dani, care ne va ajuta aici cu tot ce avem nevoie, deoarece este foarte, foarte periculos. Și cu el, foarte posibil să mergem și la un meci de fotbal. So, Dani, you support any team here? Football team from here. The name to the football the team. Real Cartagena. Real Cartagena. Yeah, Real it's from here. Wow, cum arată pe aici pe plajă, uitați. Cartagena. Leather. Wow. Va suavecito a alguien para que lo vea mi amigo. Thank you, Dani. Thank you. Ia uitați. Cartagena, locul unde ne aflăm, orașul de aici din Columbia. Wow. Uitați, acum am intrat în partea veche a orașului. Mamă, și uite ce teren de fotbal aici. Uite ce teren de fotbal aici. Mamă, cât de tare.
cum arată terenul ăsta. Și aici, când am ajuns în Columbia, la aeroport, de la cazare, de unde am luat cazarea, ne-a așteptat un băiat, numele lui este Dani, cu care m-am împrietenit. Stați să văd unde e Dani. El este Dani. Hello, hey. Dani, how are you? How are you doing? Good? Everything good. Everything good. Fraților, credeți-mă, cu el suntem mult mai în siguranță, deoarece el știe tot pe aici și o să ne ajute să ne plimbăm exact prin locurile în care ne dorim. El a zis așa, o să ne ducă și la un teren de baseball și totodată astăzi, cred, o să mergem în favela. Today we are going to favela, right? Yeah, we're going to favela and the top, as you can see, all the view to the city. All the view and in favela is dangerous. Of course, 100% dangerous. Dangerous, okay. Mamă, se anunță ceva periculos. Ideea e că noi să mergem cu mașina, vă dați seama, cu un taxi, dar nu știu dacă o să cobor în sang. Cam așa arată pe aici, prin Columbia, toată lumea de la plajă, frumos, se plimbă, relax. Aici nu mi se pare o zonă periculoasă, însă când o să mergem în favela o să fie cu totul diferit. Ia uitați-vă și voi, vedeți cum se vând fructe pe stradă? Ia uitați cât de mișto, în față, hotelul Hilton, de aici din Cartagena. Ia, vedeți acolo, frumos. Și acum stați că l-am pierdut pe Liviu, mâncați aici. L-am pierdut pe Liviu, unde e Liviu? Ideea e că e mult mai multă lume, dar totodată și mai multă poliție. Uitați-vă și voi, peste tot este poliție la fiecare colț de stradă. Și vă mai zic ceva, fetele, este adevărat, se bagă cu tine în seamă la orice oră. Ați văzut și la alți vloggeri din România și din afară, însă vă zic ceva față de Ecuador. În Ecuador erau foarte multe persoane sociabile. Aici toată lumea vrea bani, ca să înțelegeți. Adică toate fetele într-adevăr vin la tine mult mai multe decât în altă țară, dar vor doar bani, atâta tot. Adică să nu vă gândiți că mamă, într-adevăr se uită că arată diferit față de țara lor și așa, dar totul este despre bani aici. Femei, bărbați, nu contează, toată lumea vrea să facă bani și, bineînțeles, este o țară săracă, e normal să fie așa. Ia uitați-vă, și acolo la colț de stradă, la un moment dat, când am trecut pe aici cu mașina, jucau barbut acolo pe stradă, dar probabil a venit poliția. Și hai să vedem cum arată pe aici. Mamă, ce fain arată pe aici. Ia uitați-vă cât de frumos arată pe aici, superb. Luăm și noi câteva suveniruri de aici din Cartagena, să le luăm acasă. Ia uitați-vă. Magneți, pahare cu Pablo Escobar, Columbia. Mamă, câte are băiatul ăsta aici. Și tocmai am încercat și noi un McDonald's aici în Columbia și credeți-mă, este complet diferit. Mult mai bun aici în Columbia decât în România, credeți-mă. Deci mi-am luat un Big Mac, la fel ca acasă, dar e mult mai bun. Carnea e mult mai bună aici. Bă, bune. Ei bine, și acum momentul mult așteptat. Mergem în premieră cu Dani și cu prietenul lui aici, direct în favelă. Și uitați-vă și voi ce a pregătit Dani. Ia uitați-vă ce are Dani acolo. Where is? Show me the weapon. Ia uitați-vă și voi ce a pregătit Dani acolo, să avem la îndemână în caz de ceva, o bâtă, fraților, să ne apărăm cu ea, deoarece urmează să mergem într-un loc periculos. Hai să vedem cum arată favela, pentru că suntem foarte, foarte aproape de ea. E undeva, ia uitați câtă poliție e. E undeva în zona aceea, pe acolo e. In that way, Dani, right? Yeah, that way, yeah. That way, ok. Mamă, cum arată pe aici. Uitați-vă. Uitați-vă și voi cum arată aici. Hai de cap, mă. Chiar sunt curios cum arată o favelă, n-am fost în viața mea, va fi prima dată când merg într-o favelă. Ei bine, acolo este intrarea în favelă, urmează să intrăm și să urcăm, putem să și urcăm. Dani zice că o să și coborăm din mașină, dar mie mi-e cam frică. Ok, hai să vedem. Gata, fraților, am intrat în cavașcura voastră. Am intrat în favelă, deja se poate observa, lumea stă pe stradă. Ia uitați-vă cum stau aici. Mamă, mamă. Uitați-vă, fraților, cum stau, mâncavași gura voastră, vedeți? Mamă, cum stau, uitați-vă și voi. Vai de capul meu cum arată. Mamă, mamă, ne aflăm direct pentru prima dată într-o favelă, incredibil, de aici din Columbia. Mamă, uitați-vă și voi unde am ajuns, cum arată aceste favele și ne plimbăm exact printre ele, voi vedeți? Ne plimbăm exact pe lângă aceste favele. Mamă, mamă, cum arată, aici e un fel de ferentari, este un fel de ferentari, vai de cap, nu? Cum arată, un fel de ferentari de aici din Columbia. Stați că mă uit mereu în spate să nu vine cineva. Mamă, cum arată, fraților. Incredibil cum arată pe aici, exact ca la noi, vedeți? Ca la noi. Ia uitați și pe ăștia mici aici. Bai un bailando, bai un bail. Baila, baila, porque el amigo. Baila, baila. Amigo te vea, para que se lleve el video para allá, para allá. Mira, cuatro lados. Ia uitați, joacă cărți. Hola, hola. Hola. Colado. Wow, mamă, cum arată. Ciao, ciao. Brother, which is the most dangerous favela from Colombia or favela from Brazil? Brazil most dangerous. Favelele din Brazilia zic că ar fi mult mai periculoase decât aceasta, dar uitați-vă și voi cum arată pe aici. Ia uitați-vă. Vedeți? Ideea e că se uită că filmezi. Se uită că filmezi toți. Mamă, mamă, uitați-vă cum locuiesc aici. Uite, puii mei cum arată. Ia uite. Wow! Oh my god, ia uitați-vă, fraților. Mamă, mamă, mamă cum arată. Și aici Cartagena. Mamă cum arată, uitați-vă și voi. Incredibil. Bă, e frumos în același timp, dar
Să fi venit noaptea singur, aici ar fi fost horror. Ei bine, și am ajuns sus, acolo unde se termină practic favela. Dani, there is something else or no? There is more. Yeah. More, there is more. The... Yeah. Okay, okay, okay. Dar uitați-vă și voi în acest moment, ne aflăm pe drum unde nu sunt case special, dar ne s-o oprim aici că nu sunt case. Altfel, ați văzut și voi, oamenii se uită. Și haideți să mergem puțin mai încolo să vedeți și voi casele, de cum se văd. Mamă, cum arată. Ia uite Liviu cum e mașina asta. Cațe și gura ta. Mamă, mamă. Ia uitați-vă și voi cum arată de sus favelele de aici din Columbia, incredibil așa ceva. Am ajuns și aici, mamă, mamă. Băgate în pădure, da, e greu să urce, e greu să urce. Și aici, cu desene, mamă, cât de șmecher arată. Uitați-vă și voi, fraților, cum arată o favelă din Columbia, fabulos. It's spectacular how it looks here. Dar cum o fi să locuiești aici, Liv? Pă bune vorbesc. Eu am cumpărat cu Ferentar, dar aici nici toalete nu au, exact. Nici apă, exact. Dar să fii, in the night, Dani, in the night, if you are coming here alone, pedestrian, it's dangerous? Yeah, it's dangerous, super dangerous. Super dangerous? Yeah. Wow, ok. Dani zice că e extrem de periculos să vii noaptea aici. And for you, you went here in the past? For me, it's dangerous. Also for you. Yeah. Auzi că și pentru el e periculos să vină aici ca localnic în Cartagena. Mamă, mamă, cum arată, uitați-vă și voi, fraților. Hai mai încolo puțin și după aia ne băgăm în mașină. Și acum mă simt cam Far Cry, fraților. Looks like you played Far Cry. It's a game, Far Cry. Looks like in Far Cry, the same. Favela and forest. Păduri și favela, la fel era, fel era și Far Cry. Și Dani a zis că mai târziu, sau poate mâine, o să mergem și pe o insulă, care tot la fel arată ca în Far Cry, o să vedeți. Mamă, dar cum se vede tot orașul de aici, ce frumos se vede. Și de aici, din jungla amazoniană, direct din Columbia, voiam să vă reamintesc din nou despre aplicația Super 12 și să vă anunț că săptămâna trecută am avut 3 câștigători într-o singură săptămână. Așadar, și voi vă puteți înscrie săptămânal în cursa pentru cei 10.000 de RON. Totul este foarte simplu. Vă instalați aplicația, dați cele 12 pronosticuri și dacă le nimeriți, puteți câștiga săptămânal marele premiu de 10.000 de RON. Ba mai mult de atât, dacă vă înscrieți într-o singură săptămână din lună, puteți câștiga lunar un PlayStation 5 sau un televizor cu diagonala de 2 metri. Haideți să urcăm și noi ușor, ușor aici. Uitați-vă cum arată jungla și voi între timp nu uitați de aplicația Super 12. Linkul îl aveți chiar acum în descriere. Direct de aici din Columbia, incredibil. Poliția, ia uitați-vă poliția. So the police is staying here. Hai să vedem cât mai urcăm. Uitați-vă și voi cum arată, exact suntem în junglă în acest moment. Looks like a jungle here. Ce-o făcut puterea asta aici? A zis ăla, ai văzut? Ne-a salutat. Și iată ne ajuns și în vârf, fraților. Am ajuns direct aici în vârf. Și hai să vedem și noi cum se vede orașul. Aici e o zonă și turistică, am înțeles. Hai să vedem cum se vede orașul. Ia, ce se vinde aici? Un cață și ciorbă? Ah, nu, fructe. De fructe. Ăla. De mango. Mamă, cum se vede. Dă-te-n puii mei. Wow, fantastic. Mamă, și de aici se vede tot orașul. Și uitați-vă și voi cum se vede tot orașul, efectiv tot orașul, fabulos, fabulos, fraților. Incredibil așa ceva, cât de frumos se vede, superbă țara, nu vine să cred că am ajuns peste ocean. Uitați-vă și voi unde suntem în acest moment, peste ocean în Columbia, 24 de ore în cea mai periculoasă țară. Așadar, aventura noastră continuă, pentru că urmează alte activități împreună cu Dani, așa că haide să mergem și vă las cu această priveliște superbă, absolut superb. Ia uitați. Și-a reparat omul motocicleta și-a luat-o pe fată cu el direct, ia uitați. Și arată drumul la întoarce. Mamă, ce e acolo, ia uitați. Mamă, s-a oprit, fii atent. Ia uitați-vă și voi, frații. Mamă, uite cum arată și casa asta. Ula, ula. Da, dar vezi că ei se simt bine. Uite aici magazin, au și magazin. Da, ai văzut că era curat. Iola! Mamă, fraților. Cu găinile, vezi? Hola! Hola! Deci ai văzut, avea magazin cu gratii. Și tot cu ușa închisă, da. Magazinul era cu gratii. Wow. Să nu le ia de mână, nu? They can catch my phone from... Yeah. Yes? Mamă, poți să-mi ia telefonul, închid eu. Da. Cam așa arată un service de aici din Columbia. Aici se repară mașini.
Ai avea curajul liviu să-ți duceți o aici? Așadar, fraților, urmează să mergem în premieră la un meci de baseball aici în Columbia. Am venit special la un teren de baseball și uitați-vă și voi deja, băieții se încălzesc. Urmează să intrăm împreună cu prietenul nostru, Dani, direct acolo în interior. Și haideți să vedem dacă putem intra, dacă ne primesc și cum arată un meci. Vom sta și noi puțin să ne uităm pentru că sunt foarte curios. Liviu, tu ai mai văzut până acum așa ceva? Da. Da? Eu n-am mai văzut niciodată. Mexic. În Mexic, ok. Hai să mergem. Am intrat, tata. Am intrat. Uitați-vă și voi cum arată pe aici. Și un teren de fotbal acolo. Un teren de fotbal, vedeți? Un teren de fotbal acoperit. Mamă, zici că e o hală. Ia uite și cu sticlă. Mamă, cât de șmecherie. Dar e un teren de fotbal, vedeți? Ia uitați-l cum arată terenul ăsta de fotbal. Cu sticlă, frumos. Acolo ții frumos un burger, să mănânci un burger. Arată bine rău de tot. Și hai să intrăm. Hai să intrăm că partida a început. Este teren privat pentru oamenii care stau aici în zonă. A, da? Numai noaptea se joacă. Mamă, ce tare. Dani ne-a zis că pe acest teren se joacă numai noaptea, ți-ai auzit. Hai să vedem, oare ne trebuie bilet? Nu, ticket. This is for local people. For local people? Yeah, local people. Non-professional. Non-professional, ok. Hai să vedem, fraților. Hai să vedem. Mergem și noi sus aici în tribună și vom urmări puțin un meci de baseball. Ce tare arată. Cu arbitru frumos. A început partida, vedeți? Da, voi observați ceva? Voi observați ceva? Nu poți să te uiți decât prin plasă. Știți de ce? Pentru că e foarte periculos acea minge, vine cu putere foarte mare și poate sări în tine în tribună și chiar nu e un lucru plăcut deloc. Adică una e să te lovească o minge de fotbal, alta e să te lovească o minge din asta de baseball. Oh, ce tare e pe plajă, vedeți? Yeah, over there is the playa at the Iceland. On Iceland, yeah. Okay. And we will go to the Iceland? Yeah, we go after this, the play, we okay. Go to the Iceland. Mamă, mergem pe insulă de aici, fraților. Mergem pe insulă și uitați-vă și voi, arbitrii au și ei protecție, vedeți? Au protecție pentru a nu fi loviți. Hai să vedem. Deci probabil avem două echipe. De soare. Și de soare, dar ai văzut soare. Că și lagăt. Da, majoritatea e protecția oare pentru soare. Soare, foarte cald în continuare, 35 de grade, aici aproape 38. Hai să vedem prima lovitură, vreau să văd și o lovitură. Mamă, cum o prinde, vedeți? Și vezi, Liviu, o parte din teren e de iarbă, o parte e de zgură, ceva. E ceva lume, e ceva lume și în tribuna aici. Și uitați-vă cum arată toată această zonă, cu clădiri mari frumos, acolo plaja și aici meci. Am zis de la început, am zis. Deci trebuie să o arunce, celălalt alb să o prindă și celălalt cu bâta să nu-l lase. A, prins-o, gata. Aha, 1-0. Iau ce să bucure. Deci cam asta e regula. Unul aruncă, celălalt trebuie să o prindă. Dacă celălalt reușește să lovească cu bâta mingea, după aia trebuie să alerge. Hai să vedem, a doua lovitură. Eu știu că de cât de la televizor, ce am văzut la televizor. Mamă, dacă de periculos e, dacă îți dă o bâtă de aia în cap, e periculos rău. A dat-o, uite că alergă, a dat-o. Ce s-a întâmplat? Băi, eu habar n-am regulie. Dar știam că dacă lovește trebuie să alerge. Așa arată vestiarele la asemenea sport. Și în partea aia, uitați, între cealaltă echipă. Da, schimbă echipa, da, bravo, ia uite. Mamă, dar cum arată peisajul ăla acolo, fraților? Cum arată terenul ăsta? Imaginați-vă dacă era un teren de fotbal, așa, direct pe plajă și cu peisajul ăsta. Oricum e sintetic ăsta aici, ați văzut cât de bine arată. Hai să vedem, acum aruncă echipa în verde, aruncă. Și trebuie să lovească echipa în alb. Da, dar numai echipa verde, dar asta trebuie să lovească ăsta în alb. Trebuie să lovească, că în rest numai în verde, da. Haide, mă, lovește. Mamă, ia uite-l. Bravo, băi, tată, bă. Deci vă zic, după ce o lovește cu bâta, trebuie să o dea atât de tare, astfel încât celălalt să nu poată să o prindă și el să ajungă în partea cealaltă a terenului până ca ei să prindă mingea. El a încercat să alerge acum, însă celălalt a prins mingea foarte repede și au pierdut. Acum din nou, hai să vedem. Trebuie să o lovească. Dar trebuie să o lovească tare ca să aibă timp să alerge. Nu i-a venit bine. Ce a făcut? Ce a făcut, mâncați? S-a luat la bătaie? Hai, ultima, asta e ultima, că sunt 3. A dat-o. Uite cât de tare, a scăpat-o. Bravo, băi, tată, bă, bravo, ai alergat și tu un pic. Da, interesant, ce să zic. Dar parcă tot aș vrea acum să merg pe insulă să văd cum e acolo. Mamă, a dat mingea peste. Și ce trece acum pe lângă noi? Renault Logan, fraților. Renault Logan, mamă cum arată, uitați-vă și voi. Renault Logan, Loganul nostru din România, dar uitați-vă și voi cum arată. Sunt o grămadă aici și Duster, dar tot așa se numește. A, uite, în fața noastră, direct în fața noastră. Renault Duster, vedeți? O grămadă de Loganuri și de Dusteruri. This is a Romanian car.
Yeah. This and this from Romania. It's very popular here. Yes, very popular. Yeah. Ah, okay. In Romania too, for taxi. Logan for taxi. And now we are going the boat, right? Yeah, I'm now going to take a boat and we going to cross to the island. Okay, like nice. 5-10 minutes. 5-10 minutes. Mamă, cum arată plaja asta, uitați-vă. Real Madrid, vedeți? Logan cu Real Madrid. Hai să vedem în casă, aș vrea, da. Fiți atenți că intrăm aici, băieții ăștia. Ne zăpăcesc, băieții ăștia, acum. Ca așa vin. Cum te văd, te zăpăcesc direct. Te zăpăcesc direct, fraților. Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Ia, s-a luat ceată. S-a luat la ceată, uitați-vă aici curat. Scandal. Mamă, s-au luat la ceartă, mâncava și curava. Ia! Am găsit un teren de fotbal, fraților. Am găsit un teren de fotbal, stați să vi-l arăt. Ia uitați-vă ce teren de fotbal pe plajă. Cum arată terenul ăsta de fotbal direct pe plajă, vedeți? Mamă, cât de mișto arată, vedeți? Și cu clădirile astea. Și aici să joci fotbal pe plajă, ia uitați-vă. Cât de șmecher. Teren de fotbal direct pe plajă aici, vedeți? Prea frumos, fraților. Mult prea frumos. Mamă, cum arată aici. Și noi cred că stăm acolo. Și uitați-vă cum arată aici. Zici că suntem la Miami, vedeți? Mamă, de ce periculoasă roța. Dar ați văzut cum au sărit direct, cum ne-au văzut, au și sărit pe noi. Și sunt mulți care încă se țin, ia uite. Încearcă să-i dea lui Liviu acolo o pălărie, dar el nu vrea. Dani, sorry, we are staying there, right? Because yeah. From our balcony, we can see this beach a bit. Yeah, do you see the small building? Yeah. Yeah, this is ours. Yeah, yeah, this is your room. Okay, your nice. Room. Nice, because I can see from the apartment this beach a bit. Yeah. Wow, looks fantastic. Yeah. Hai să ne urcăm în barcă, să vedem și noi unde mergem. De Colombia, Cartagena. Colombia! Ia uite, mâncava și a ieșit cu bagajele de apă. A ieșit cu bagajele de apă. Și am ajuns în barcă, fraților. Suntem în barcă. Ia uitați-vă, acum plecăm. Cu fratele meu Dani aici. Cum îți cheamă? Și cu Liviu. Dago gay! Băi, fraților, e nebunie, am plecat! Mamă, cum e, fraților! Mamă, ce viteză are! Incredibil, ce viteză! La carabinier, la piraz, în capaș pe ravas. 45 km. Seems like we have 200 km per hour. Și am ajuns pe o plajă privată aici, fraților. Ia uitați-vă. Am ajuns pe o plajă privată, cam așa arată. Hai să coborim și noi din barcă. Deci știți ca în ce joc mă simt acum? Deci în acest moment mă simt ca în Far Cry. Exact așa arată în Far Cry. Pentru cine s-a jucat Far Cry, exact așa arată acolo. Deci ajungi pe o insulă de asta. Și după aia te împușcă aia. Acum aștept să tragă cineva în noi și gata. Monster kill. Monster kill. Ce am înțeles, undeva aici în spate este un teren de fotbal, fraților. Dar cam așa arată. Ia uitați-vă cu această intrare aici frumos. Avem și DJ care mixează frumos aici. Ia uitați-vă ce mișto arată. Prea mișto. Mult prea mișto, serios. Îmi place maxim aici. Chiar e o altă lume, dar nu știu de ce. Stau cu gândul numai la Far Cry. Și mi-e frică puțin, pe cuvânt, în Far Cry aia, pe plajă de asta erau bam, direct. Așadar, fraților, pe această insulă am găsit direct un teren de fotbal unde vom juca un meci împreună cu băieții. Hello, guys! Pele! Pele, uitați-l pe Pele! Pele! James Rodriguez, Luis Diaz, you, Messi, Musiala. Messi or Ronaldo? Ronaldo, you, who are you? Messi and you, James Rodriguez. James Rodriguez, ok, we'll make some of you. Ești ăla de la Argentina, cum îl cheamă? Di Maria. Bun, vom juca un meci pe această insulă. Acesta este terenul de fotbal. Și don't want to play. Acesta este terenul de fotbal cu un lac lângă, uitați-vă și voi. Așa că dăm drumul la joc, sper să dăm un gol aici în Columbia. Let's go! 3, 2, 1, start, let's go! Let's go! Hai, Pele!
In water! Let's go! Livio! Livio, go get right in Colombia! Nope! Oh, bene! Și uitați-vă și voi ce avem pe teren, o motocicletă, vedeți? Adinaura a intrat cu motocicleta pe teren. Să dau gol aici în Columbia. Oh, atențială! Oh, Oh! Oh! Goal! 2-1, right? Dance, together. LOL! Oh! Fraților, dacă dăm gol am câștigat, hai să dăm un gol aici în Columbia. Și ce credeți? După meciul de fotbal, Liviu l-a chemat pe Pele împreună cu mama lui să-i cumpere un telefon. Ia uitați-vă, mama lui Pele și cu Pele, iar Liviu îi va cumpăra un telefon. Come on, Pele, come on! Deci s-a uitat la telefonul meu, a zis că îi place și acum Liviu îi cumpără un telefon. Nu vreau să le dau banii, astăzi când mergem în oraș, în Cartagena, le cumpăr un telefon și îl trimit pe... care ne-a dus cu barca pe salvamarul acesta, mâine îl va aduce. Dacă să ne confirme, o să luăm numărul mamei. Da, ok. Băi, respect acolo în comentarii pentru Liviu, pentru gestul ăsta de milioane. Respect Liviu în comentarii pentru gestul ăsta. Și iată că atunci când Liviu promite ceva, se ține mereu de promisiune. Tocmai am ieșit din mall, unde Liviu i-a cumpărat telefonul lui Pele. Uitați-vă și voi, un Samsung Galaxy acolo frumos și a și scris, a scris pe factură Pele Football. Urmează să îl dăm mamei lui și telefonul să ajungă la fratele nostru Pele. Băi, respect Liviu. Să încercăm dacă putem să-i luăm și cartelă. Da, corect. Și cartelă să poată să vorbească. Mamă, ce frumos, fraților. Așadar, obiectiv îndeplinit, Liviu se ține de promisiune și cumpără telefonul lui Pele acolo. Și haideți să continuăm aventura noastră aici în Columbia, pentru că vreau să vă mai arăt ceva. Așa că ce să mai facem? Direct în fața mulului. Ne-am cumpărat și tricou frumos cu Columbia acolo și hai să mergem mai departe pentru că vreau să vă mai arăt ceva. Ia uitați-vă, fraților, ca la noi în România, frumos, de la muncă, au pus gențile sus și s-au apucat să mănânce. Intrăm și noi acum pe o plajă de aici, din Cartagena. Uitați-vă cum arată pe aici plaja asta. Arată bine, rău de tot. Și hai să vedem, mamă, ce miroase a mâncat Liviu. Ia uitați, vedeți cum mănâncă la masă, frumos în spate. Liviu ar vrea să mănânce aici un homar. Eu n-am curaj, chiar n-am curaj să mănânc. El a zis că are altă. În spate, ca la picnic. Și cum se vede, vedeți, în 360, cu toate clădirile astea înalte, se vede absolut superb. Mamă, uitați-vă și cum arată și pe aici. Și hai să vedem dacă e lume pe plajă. Pare să fie lume. Acolo e mall-ul și aici e plajă, uitați. Dar să uite toată lumea, asta e ideea. E mișto rău. Hai că am găsit niște copii să ne jucăm fotbal cu ei. Ia uitați aici frumos cum se joacă pe plajă. Și o fată, vedeți? Hai, Liviu! Bine! Wow! Wow! Mamă, ia uitați-vă, fraților! Deci ține mai multe duble decât mine. Fac concurs de duble cu ea. Dacă ține mai multe duble decât mine, dau $5. Ia. Facem așa? Okay. Hai să vedem. Me first, you Sarai, ok? Let's go! Ok, 3-1, you win 5-0.
dolari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da, da, pe un picior. Pe un picior, îi mai dăm o șansă? Picior. Nu, păi fă-și tu pe un picior. Crezi că, crezi că e mai 20. Greu? Ok, with only one leg, ok? Only one leg. Ok, hai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mai fă de 3 ori, mai fă de 3 ori. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, nu, Iuna, show me something. Thank you, you're very good. Thank you. Thank you. Băi, ai cine cu ador, fetele știu fotbal, ați văzut și voi, cred. Aici în Columbia. Mamă, cum le ține asta mic. One hundred. Come on. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100! Good for you! 100 de duble! Come on! Your favorite player from Colombia? Luis Diaz or Oria? Luis Diaz? Yes. Luis Diaz, nice. Thank you very much, brother. Very good. Woo! Mamă, cum arată plaja asta. Se pare ceva mai periculoasă pentru că sunt foarte mulți care vin spre tine să te întrebe chestii. Da, uitați-l acolo și tricou cu Real Madrid. Wow, cum arată pe aici. Hola! Oh, bien? Bien, bien, bien. Băi, e haos. E haos, fraților, credeți. Hai să vedem dacă găsim și noi un șezlong să stăm. Uitați-vă și voi. Deci, efectiv, nu găsim un șezlong să stăm jos. Ca să vă gândiți și voi, nu găsim un șezlong. Mamă, ce e aici? Am mâncat ești gura ta. Ia uitați-vă și voi ce e aici. Ei bine, și cam așa arată un șezlong de lux aici, în Cartagena. Ia uitați-vă și voi, a șters masa cu mâna. Liviu e aici alături de mine. Dar măcar suntem primi, Liviu, știi ce zic? A venit cu perile. Mamă, ia, ce-i acolo? Băi, fraților, ce credeți? Stăteam și eu cu Liviu frumos și uitați-vă și voi, în jurul nostru s-au strâns o grămadă de persoane și femei care vor să facă masaj și efectiv nu te lasă până nu-ți fac masaj și bineînțeles după îți cer bani. Mafia! Mafioso! Cartagena, un mafioso! Fraților, și acum a venit marele moment. Vom merge să ne vedem cu bunica lui Pele și cu Pele pentru a-i da telefonul. Ia uite, uitați. Nu, e mama. Ba, da. E mama? Mama. Mama e, nu? Mama. Ia uitați-i, fraților. Hello, brother. Hello, Pele. How are you, Pele? You're good? This is for you, brother. This is your new phone. You like? Ia uitați, fraților. Noul telefon al lui Pele, mâncava și gura voastră. Liviu îl desface chiar acum. Grația! Aoleu, ce frumos, fraților. E emoționat rău de tot, vedeți? E emoționat rău de tot. Ia uitați-l. Și mama lui. Ce frumos. Îi dăm și factura la el. Ce emoționat. Băi, deci, dacă vă zic ceva, în momentul când am fost cu Pele la plajă, a întrebat de toate telefoanele, și de telefonul meu, și de telefonul lui Liviu, și de telefonul lui Dani, de toate telefoanele întreba și zicea dacă putem să le dăm lui. Și am zis că nu putem, că sunt telefoanele noastre personale. Și iată că acum Liviu îi cumpără un telefon, fraților. Incredibil așa ceva. Uite aici, Pele Football. Pele Football. Pele, să-i respect.
respect. Săi, respect. Fii atent, ea plânge. Da? Plânge, da. Săi, respect. Respect, brother. Respect, good. Deci nu-i vine a crede. Da. Nu-i vine a crede. Nu mai zice nimica, vezi? La plajă vorbea într-una, acum nu mai zice nimica. Ei bine, fraților, și împreună cu fratele Pele ne luăm la revedere de la acest super vlog de aici, din Columbia. You like the phone? You like? Hola. Fraților, Pele este un băiat extraordinar, așadar, iată că acest video, care am zis că este periculos, se termină cu o poveste frumoasă, cu o surpriză pentru Pele. Liviu i-a făcut ziua mai frumoasă, așadar, haideți cu un respect acolo, butonul de like, butonul de subscribe. Eu, împreună cu fratele Pele, vă spunem la revedere de aici, din Columbia. Say bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye!